jucătorului de biliard și a așezat pe masă 23 de sfere, una mai frumos colorată, pictată, pirogravată ca alta. Între cele 23 o avem pe cea din tâi, fata de la marginea vieții, și apoi alte 22 care au fost luate din cutiile lor. Avem sfere luate din cutia Nostalgia, din cutia magică Enciclopedia Zmeilor, din Ochiul Căprui, din Frumoasele Străine, din Purul Tânăr. Și se reface astfel un joc, se naște de fapt un nou joc și un nou spectacol. De la prima povestire până la ultima, toată configurația mesei de biliard e un spectacol, cum vă spuneam. Ce e important și cred că nu e o întâmplare, e să ținem mereu proaspăt în minte primul text pe care îl citim, Fata de la marginea vieții. Pentru că aceasta e sfera care nu dispare în timpul jocului. Ea rămâne acolo și mișcarea ei le pune, ea e prima care mișcă și mișcarea ei le pune, le dă viață tuturor celorlalte și se întâlnește perfect cu ultima dintre sferele acestui volum, a patra inimă. Dacă veți citi în această ordine, mă rog, școlărească, liniară, cartea, de la primul la ultima, de la prima la ultima pagină, veți vedea că nu mă înșel, cel puțin așa mi se pare mie. E o carte în măsură să dea prin paginile și prin construcția ei o dublă plăcere. Vorbim despre un tip de plăcere care vine din textele, să le numesc basme, din textele Neverland, din textele în care Mircea Cărtărescu e ca Peter Pan, mereu copil, cu fantezia, cu imaginația netocită în niciun fel de ani și de viață. Sunt apoi textele în care plăcerea noastră, poate un pic vinovată, vine din aceea că e un fel de, i-aș spune, plăcerea indiscreției, sigur controlată, pentru că totuși mâna care scrie nu e numai chiar de capul ei. Sunt deci două tipuri de plăcere și aș adăuga acestei clasificări, o altă, am cer scuze pentru tehnicismul matematic, pentru că e și un prilej de relectură acest volum, cel puțin pentru unii dintre dumneavoastră, nu mă îndoiesc. Am să profit de prezentarea cărții ca să fac un elogiu recitirii, un elogiu relecturii. E suficient aici să vi-l amintesc pe Nabokov, el spunea că de fapt nu poți citi o carte, ci doar reciti. La Borges e o artă întreagă a relecturii și nu puțin, de fapt cred că cei mai mulți dintre mari autori la un moment dat au făcut elogiul relecturii. De ce e important să te întorci la textele, la paginile care au mai trecut odată prin fața ochilor tăi? Asta pentru că totuși la prima întâlnire cu lumea unei cărți e foarte, foarte posibil să nu ai parte decât de sensurile explicite, de cele care țâșnesc din pagină, jalonându-ți drumul primei lecturi. Abia la reîntoarcere, ca și cum te-ai da jos din TGV-ul primei citiri, reușești să dai de sensurile care stau adânc, care sunt mai puțin evidente, care sunt latente. Am să fac această analogie. Prima lectură e ca firul de trandafir de care te bucuri, dar doar o vreme îl ai tăiat într-o vază. Abia relectura, și relectura nu înseamnă a doua lectură, poate să însemne a treia, a patra, a cincea, a zecea. Abia relectura îți dă trandafirul cu rădăcinile lui cu tot, așezat în pământ și cu miros viu, însoțindu-te tot timpul. Astfel te poți bucura cu adevărat de o carte, făcând din ea o plantă vie cu bulbul ei așezat sub pământ. Sunt cele câteva gânduri pe care le-am avut citind, căci Fata de la marginea vieții a fost nouă, și recitind splendidele proze, povestiri alese de Mircea Cărtărescu pentru noi. Vă mulțumesc!